Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna septembrie. Ședința se desfășoară atât în format fizic în sala de ședință, cât și în format online. Avem câțiva colegi în online. Îl rog pe domnul președinte să preia atribuțiile. Vă rog, domnul președinte. Mulțumesc tare mult. Bun venit la ședința ordinară din data de astăzi. Voi da citire convocatorului. În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 și articolul 134 aliniatul 1 litera A din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești numărul 583 din 23/9/2022, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Dărmănești, ce va avea loc în ziua de astăzi, cu prezență fizică sau prin mijloace electronice, începând cu ora 10 pe ședința pe comisie și cu ora 10:30 ședința în plen, în sala de ședințe a primăriei orașului Dărmănești, având pe proiectul ordine de zi suplimentare, puteți spune o suplimentare cu două, da? Da, fiind suplimentată ordinea de zi cu două proiecte față de cea înaintată inițial și vom supune aprobării. Deci, bine, dar eu n-am ce să fac, că sunt da. Supunem aprobării proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30/9/2022. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva? Unanimitate. În unanimitate, proiectul ordinii de zi a fost aprobat. La punctul numărul 2, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31/8/2022. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? În unanimitate, procesul verbal al ședinței ordinare din 31/8/2022 a fost aprobat. La punctul numărul 3, supunem aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 22/9/2022. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva? În unanimitate, procesul verbal al ședinței extraordinare a fost aprobat. La punctul numărul 4, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli a orașului Dărmănești, inițiator al proiectului primarul orașului Dărmănești, proiect ce a fost supus dezbatere și în ședința pe comisie privind aviz favorabil din partea celor trei comisii. Domnul primar, aveți cuvântul. Foarte pe scurt, am să fac câteva precizări. Este o reașezare a bugetului pentru a finanța obiectivele de investiții. Avem câteva creșteri la anumite capitole pe care le-am dirijat, așa cum spuneam, spre obiectivele de investiții, dar pentru a fi mai explicit, o rog pe doamna contabil șef să ne, pe scurt, să ne facă câteva precizări. De fapt, bugetul se diminuează în scădere cheltuielilor de 6.753 de mii de lei de la sumele primite din Uniunea Europeană pentru finanțarea proiectelor. Diminuăm această sumă deoarece gradul de realizare a acestor obiective nu a putut fi anul acesta realizat și urmând ca aceste sume să se transfere pentru anul următor. Influența se compune din sume primite de la UE, minus 6.911 lei, alte venituri din servicii, plus 5.000 de lei, impozite pe terenuri de la persoane fizice, plus 47.000 de lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrare, și aici o să menționez că sunt sumele necesare pentru plata recenzorilor care au efectuat recensământul, plus 112.000 lei, sume din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, minus 6.000 de lei, aici ne-a fost luată suma
de 6.000 de lei la cheltuieli materiale pentru învățământ. La nivelul cheltuielilor, sumele se repartizează astfel. Capitolul 5102 plus 112.000 de lei, capitolul 5402 minus 1.000 de lei, capitolul 6102 plus 13.800.000 lei, capitolul învățământ, aici avem minus 5.000 de lei pe cheltuieli materiale, o să spuneți de ce minus 5, că am scăzut 6. Avem minus 6 bani care sunt dat din TVA și am mai repartizat noi 1.000 de lei pentru obiecte de inventar la Liceul Tehnologic. Proiecte cu finanțare nerambursabilă, minus 1.910 lei. Aici s-a discutat în comisie despre proiectul de la școala numărul 1, care așteaptă aviz pentru proiectul tehnic. La sănătate, cheltuieli cu investițiile, plus 90.000 de lei. Și aici avem în vedere amenajarea unei parcări și alei la clădirea Corp C2. La clădirea Corp C2 pe care o finalizăm acum în incinta fostului spital. Practic, am stabilit să amenajăm și o parcare din pavele, parcare care, sigur, deservește Corp C2. Corp C2, fiind finalizat și fără parcare, nu ar fi o treabă. Și atunci am pus niște bani aici să reușim să închidem obiectivul ăla de investiții. La capitolul 6702, cultură, pe cheltuieli materiale, plus 61.000 de lei și pe proiecte din fonduri nerambursabile, minus 5.006 lei. Asta nu înseamnă că acest proiect nu se realizează. Datorită faptului că abia astăzi semnăm contractul de finanțare. De execuție, nu de finanțare. De execuție, da. Gradul de realizare până la sfârșitul de an, anului o să fie doar 20%. Să dea Dumnezeu să lucreze, că noi avem bani. Și deci am lăsat doar suma necesară până la sfârșitul anului. Diferența o să fie reportată pentru anul următor. La capitolul 7002, servicii publice, minus 5.055 lei. La capitolul 7402, la mediu, minus 42.25 lei. La capitolul 8402, la străzi, minus 110.000 lei. Total influență și la partea de cheltuieli este de 6.753.000 lei. Pe sursa E, avem avem o creștere de 450.000 de lei, astfel, la capitolul 7010, cheltuieli de personal, minus 80.000 lei, unde spun minus, înseamnă că avem economie. Da, deci... La titlul 70, cheltuieli de capital, plus 520.000 de lei. Aici ne ducem pe investiții. Pe investiții, da. La capitolul Pășuni, pe cheltuieli de personal, plus 10.000 lei, deci influență de 450.000 de lei. Am enumerat mai jos toate obiectivele de investiții și noi și cele care mai au nevoie de finanțare. Și lista actualizată de investiții pe sursa E. Actualizate, da. Dacă sunt ceva întrebări, noi am discutat pe comisii, dacă nu, dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? În unanimitate, proiectul privind rectificarea a fost aprobat. La punctul numărul 5, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, construire și dotare sediu primărie în strada Muncii din orașul Dărmănești, de Bacău, a fazelor de proiectare, notă conceptuală, tema de proiectare și întocmirea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate. De asemenea, în cadrul ședințelor pe comisii a primit aviz favorabil din partea celor trei comisii.
Inițiator al proiectului este primarul orașului Dărmănești. Domnul primar, aveți cuvântul. Sigur, am avut o discuție, cred că în primăvara acestui an, vis-a-vis de construirea unui corp nou de primărie, unei primării noi. Suntem un oraș în continuă dezvoltare, avem sume consistente alocate investițiilor și cred că construirea unui sediu nou de primărie este o necesitate din ce în ce mai stringentă. Acest sediu este construit cu mai bine de 100 de ani în urmă, în care noi ne desfășurăm activitatea, nu mai corespunde din multe puncte de vedere nici al circuitelor pe care noi trebuie să le asigurăm cetățenilor, un consum de energie care este destul de mare și am propus să găsim o soluție de finanțare pentru a construi un sediu de primărie modern, conform cerințelor anului 2022. În 11.05.2022 am trimis o solicitare la Compania Națională de Investiții pentru a asigura finanțarea viitoarei clădiri cu destinație de sediu primărie și am primit răspuns în 9 septembrie că obiectivul nostru a fost aprobat și prins în lista sinteză prin ordinul ministrului din luna august. Deci, practic, pentru a trece la etapa următoare, noi trebuie să aprobăm obiectivul de investiții, construire și dotare sediu primărie, să aprobăm nota conceptuală, tema de proiectare și să începem un studiu de fezabilitate care să ne spună care este valoarea obiectivului de investiții, cum va arăta acest obiectiv de investiții și, sigur, să depunem toată această documentație la Compania Națională de Investiții pentru a putea trece în etapa următoare. Am discutat pe comisie, am avut câteva, propuneri vis-a-vis de cum ar trebui să arate acest sediu, unde îl vom amplasa și așa mai departe. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, construire și dotare sediu primărie. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. La punctul numărul 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și implementarea proiectului construire de insule ecologice digitalizate în orașul Dărmănești, județul Bacău, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR per 2022 per C3 per IS per 11B din Planul Național de Redresare și Reziliență. În cadrul ședințelor pe comisii a avut aviz favorabil din partea celor trei comisii. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnul primar, aveți cuvântul. Sigur, este un proiect care vine să rezolve o parte din problemele pe care le avem cu sistemul de colectare selectivă. Astăzi, la nivel de oraș Dărmănești, plătim o cantitate semnată de gunoi menajer care este transportat către groapa de gunoi de la Bacău și nu ne atingem acele ținte de reciclare. Proiectul pe care l-am propus și inițiat vine cumva în rezolvarea acestei probleme pe care noi o avem. Se numește construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Dărmănești și presupune construirea pe raza orașului Dărmănești a mai multor baterii de containere selective. Aceste containere vor fi digitalizate. Noi am mai avut pe raza orașului 39 de baterii de containere, dar neavând o foarte bună urmărire a sistemului, am constatat că, de fapt, cetățenii duceau la aceste containere pe care scria deșeu reciclabil, fie carton, fie sticlă, fie ce aveam noi, plastic acolo, duceau în continuare gunoi amestecat, iar operatorul îl cataloga gunoi menajer și în loc să reducem cantitatea de gunoi menajer pe care o transportam către groapa, am înregistrat o creștere semnificativă a cantităților de gunoi
duse către groapă și ca atare a costului. Acest proiect de hotărâre vine, cumva, spuneam, să rezolve această problemă. Avem două tipuri de insule. Primul tip de insulă înseamnă 25 de bucăți. Fiecare insulă va avea 5 containere, a câte 1,1 metri cubi. Iar modelul 2 de insulă, 13 insule de acest gen, 5 containere pentru fracții cu capacități mai mari, între 2 și 3 metri cubi, și vorbesc aici de biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic, hârtie și așa mai departe. Ce este, care este elementul de noutate? Aceste insule, fie că sunt tip 1 sau 2, au un sistem de monitorizare foarte bine pus la punct. Fiecare cetățean care duce un tip de gunoi reciclat la aceste insule vor avea un card de acces, vor fi monitorizați. Oricine încearcă să depună altceva decât ce este în containerul respectiv, știm în timp real și sigur că vom lua măsurile ca atare. Ținta noastră este să avem în continuare un oraș curat. În al doilea rând, să plătim cât mai puțin și să plătim acest gunoi menajer, să reciclăm cât mai mult pentru a ne atinge ținta stabilită prin obligațiile luate față de Uniunea Europeană. Neatingând aceste ținte, suntem sancționați și plătim tot din buzunarul nostru. Și, repet, credem că această idee de a finanța construirea de insule ecologice digitalizate din PNRR, deci cu bani nu din bugetul local, este una dintre soluțiile pe care Ministerul de Resort le-a identificat și care va atinge în cele din urmă obiectivele propuse. Dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă nu, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii cereri de finanțare și implementare construirea de insule ecologice digitalizate. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva? Cu unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Vom trece la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea traseelor microbuzelor școlare pentru transportul elevilor de pe raza administrativ-teritorială a orașului Dărmănești, județul Bacău. Proiect ce a fost avizat favorabil de Comisia Juridică și Comisia Buget Finanțe. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Aveți cuvântul, domnul primar. În fiecare an, la solicitarea directorilor de școli de pe raza orașului Dărmănești, Consiliul Local aprobă o hotărâre de Consiliu privind stabilirea traseilor microbuzelor școlare. Sigur că noi avem de la fiecare director de școală o adresă prin care ni se spune traseele de unde sunt îmbarcați elevii către unitățile de învățământ. Dispunem de două microbuze, un microbuz care este proprietatea liceului și un microbuz al UAT-ului. Pentru ambele microbuze avem stabilit traseele, oră, distanță, numărul de elevi pe care fiecare microbuz îi preia, plecarea, stația și așa mai departe. În fiecare, repet, în fiecare an spuneam că aprobăm aceste trasee pentru a putea avea o justificare, în primul rând, a costurilor care rezultă din funcționarea acestor microbuze și, pe de altă parte, a ne asigura că acești elevi care nu au posibilități să ajungă altfel la școală reușesc să ajungă la timp și, sigur, să ajungă și înapoi acasă, pentru că sunt distanțe destul de mari pe raza orașului Dărmănești între școală și locul de unde vin elevii, și atunci punem la dispoziție aceste microbuze în așa fel încât absenteismul la unitățile de învățământ să fie cât mai mic, dacă s-ar putea, zero. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, spunem să preaprobare proiectul de hotărâre privind traseele microbuzelor. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul numărul 8,
Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local pentru anul școlar 2022-2023 a transportului elevilor din cartierul Grătulești, care frecventează cursurile școlii gimnaziale numărul 2 Dărmănești, grădinița cu program normal numărul 2, precum și a Liceului Tehnologic Dărmănești. Inițiator al proiectului, domnul primar, aviz favorabil a primit în cadrul ședințelor pe comisie, de la Comisia Juridică și Comisia de Urbanism. Domnul primar? Spuneam mai devreme că am stabilit traseul pentru cele două microbuze pe care le avem. Sigur că cele două microbuze nu acoperă întreaga nevoie de transport a elevilor. Astfel, cu cel puțin 3 ani în urmă, 4 ani, am hotărât împreună ca să susținem financiar transportul elevilor din cartierul Brătulești către școlile de pe raza orașului Dărmănești. Este vorba de un număr de 117 elevi din cartierul Brătulești, care frecventează cursurile fie a școlii gimnaziale numărul 2, a grădiniței cu program normal numărul 2 sau a liceului tehnologic. Avem detaliat pe fiecare școală ruta din cartierul Brătulești spre centru de pregătire și retur. Tipurile de abonament pe care noi le avem stabilite cu operatorul și, de asemenea, costurile. La fel, ținta noastră este ca acești copii să ajungă la școală în condiții de siguranță, să ajungă la timp, să ajungă și de la școală înapoi spre domiciliu și să avem ca obiectiv scăderea, dacă se poate, la zero abandonului școlar. Am constatat că resursele financiare pe care le-am alocat pentru această susținere financiară pentru a veni copiii din cartierul Brătulești la școală în anii anteriori nu au avut decât rezultate bune, benefice. Din ce în ce mai mulți copii au obținut rezultate mai bune și, sigur, înregistrăm un procent foarte scăzut de absenteism. Poate dacă noi am făcut solicitare să mai primim niște microbuze, dacă am avea aceste microbuze la dispoziție, poate am renunțat la acest sistem, dar la acest moment este singura soluție pe care am identificat-o. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind susținerea financiară a transportului elevilor. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul numărul 9, avem proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Dărmănești în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Dărmănești. Proiect și a fost discutat în cadrul ședințelor pe comisie privind aviz favorabil din partea Comisiei Juridice, Urbanism și Buget Finanțe. Inițiator al proiectului este domnul primar al orașului Dărmănești. Aveți cuvântul, domnul primar. Sigur, și în acest caz avem solicitări din partea directorilor de școli pentru a nominaliza reprezentanții consiliului local, în speță consilierii locali, în consiliile de administrație a unităților de învățământ de pe raza orașului Dărmănești. Pe comisie am stabilit cine face parte, a fost desemnat din fiecare, la fiecare școală și am să nominalizez aici, la Liceul Tehnologic, domnul consilier Buzatu, doamna consilier Mocondureanu și domnul consilier Debrețini. La școala gimnazială Plopu, doamna consilier Nicodim și cu doamna consilier Pop. La școala gimnazială numărul 2, domnul consilier Cotfas Vasile și doamna consilier Stoica Adriana. Iar la școala gimnazială numărul 3, domnul consilier Chiper și domnul consilier Milea Fănel. Dacă sunteți de acord, așa cum am stabilit cu toții în comisiile de specialitate și nu aveți alte întrebări, supuneți la vot, domnule. Dacă nu sunt alte întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în cadrul Consiliilor de Administrație ale Unităților de Învățământ. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? Se abține doamna Cengher în calitate de director la școala numărul 2, nu? Da. Okay. Da. Mergem mai departe.
La punctul numărul 10 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale orașului Dărmănești la patrimoniul Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, inițiator al proiectului domnul primar al orașului Dărmănești. Proiect ce a primit aviz favorabil din partea Comisiei Juridice și Buget Finanțe în cadrul ședințelor pe comisii. Domnul primar, dacă... Spuneam și pe comisii că orașul Dărmănești a propus ținte mari vis-a-vis de dezvoltare și motoul nostru este să devenim una dintre cele mai frumoase localități din țară. Sigur că sunt multe trepte de urcat, mulți pași de făcut, dar nu este imposibil. Spre sfârșitul anului ne dorim și credem că orașul Dărmănești va deveni stațiune turistică de interes local și trebuie să fim o organizație activă, deschisă, prezentă acolo unde se iau deciziile și ca atare, cu un an în urmă, am hotărât să facem parte din Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. Sigur că ne urmărim interesul în fiecare asociație din care facem parte. Ne dorim ca, în primul rând, să aducem în localitatea noastră tot ce înseamnă element de noutate și de plus valoare pentru comunitate și, de ce nu, să ne ducem și cu experiența noastră și cu viziunea noastră vis-a-vis de localitățile și zonele istorice. Astăzi, proiectul de hotărâre propune aprobarea cotizației anuale a orașului Dărmănești la Asociația Localităților și Zonelor Istorice, o cotizație simbolică, undeva, cred că, 700 și ceva de lei. Este 0,05 lei de persoană. Deci, în total avem pentru anul 2022 724 de lei. S-a discutat pe comisii, nu cred că este o problemă. Repet, interesul nostru este să ne promovăm și să aducem plus valoarea pe care alți colegi din primar și consilier local din alte localități au obținut-o, să o aducem la noi. Dacă nu sunt alte întrebări, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației. Cine este pentru? Dacă se abține, să este cineva împotrivă. Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul numărul 11 avem proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 5.000 de lei, constând în materiale de construcții doamnei Mititelu Ana, persoană aflată în nevoie socială cu domiciliu în Triajului, numărul 20 Dărmănești Bacău, în vederea refacerii locuinței afectată de incendiu. Proiectul a primit aviz favorabil din partea Comisiei Juridice și Buget Finanțe. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, aveți cuvântul, domnule. În data de 2 septembrie 2022, pe raza orașului Dărmănești, a avut loc un incendiu de proporții, incendiu în urma căreia două familii din Dărmănești, din cartierul Strada Triajului, au rămas fără agoniseala de o viață. Practic, acolo a ars în întregime locuințele. Sigur că, pe lângă resursa financiară pe care o propunem astăzi celor două familii, noi încercăm să găsim și alte soluții și venim în sprijin atât cu utilajele din dotare pe care le avem și am venit în sprijinul lor. Am curățat acolo locul cu resursă umană și așa mai departe. Propunem pentru Mititelu Ana un ajutor financiar de urgență în cuantum de 5.000 de lei, care constă în materiale de construcții. Deja am vorbit cu familia, deja cred că aceste materiale, parte din ele au fost și luate, în așa fel încât până la sfârșitul anului să poată să-și construiască o locuință care să și locuiască. Dacă pe măsura, derulării lucrărilor vor mai avea nevoie și de alt sprijin financiar, vom veni în sprijinul lor, în măsura putințelor noastre financiare, pentru că este și un număr destul de mare de copii care locuiesc în aceste case. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre prin acordarea unui ajutor financiar doamnei Mititelu Ana. Cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva, în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul numărul 12, avem o situație asemănătoare și proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 5.000 de lei, constând în materiale de construcții, doamnei Rada Valentina, persoana aflată în nevoie socială, cu domiciliu în Triajului 20, în vederea refacerii locuinței afectată de incendiu. A fost avizat, a primit aviz favorabil în cadrul ședințelor pe comisie, de la Comisia Juridică și Buget Finanțe. Domnul primar, dacă... Este vorba de cea de-a doua familie, aceeași situație ca și primul caz. Oferim 5.000 de lei acord, ajutor financiar de urgență și în materiale și la fel și în situația doamnei Rada am intervenit deja pentru... debarasare și tot ce a fost acolo, am creat materiale rezultate în urma incendiului și suntem alături de familii pentru a reuși să construiască un adăpost în care să locuiască pe timpul iernii. Dacă sunt întrebări, dacă nu... Dacă nu sunt alte întrebări, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului financiar doamnei Rada Valentina. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul numărul 13, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar de urgență parohiei romano-catolice din orașul Dărmănești, inițiator al proiectului domnul primar, aviz favorabil în cadrul ședințelor pe comisie de la Comisia Juridică și Buget Finanțe. Aveți cuvântul, domnul primar. Sigur că am propus și acordarea unui ajutor financiar de urgență parohiei romano-catolice din orașul Dărmănești. Știți că în ultimele săptămâni acolo s-au întâmplat niște evenimente și am dorit să fim alături de comunitatea romano-catolică din Dărmănești pentru a trece un pic mai ușor peste evenimentul nefericit care a avut loc. Dacă sunt întrebări. Mulțumesc. Nu sunt întrebări. Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului financiar parohiei romano-catolice. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. La punctul numărul 14, avem proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Dărmănești a unei suprafețe de teren de 35.388 metri pătrați situată în extravilanul localității punct Plopu Vermești. A primit aviz favorabil în cadrul ședințelor pe comisie de la Comisia Juridică și Buget Finanțe, inițiator domnul primar. Domnul primar, aveți cuvântul. Da. Sigur, suntem interesați de dezvoltarea unui parc de producere a energiei electrice pentru consumul pe care îl avem astăzi în cadrul primăriei. Vedem cu toții costurile cu energia electrică sunt din ce în ce mai mari. Propunem atestarea apartenenței la domeniul privat a unei suprafețe de 35.388 metri pătrați, teren neproductiv. Terenul este astăzi în domeniul privat al UAT-ului. L-am, să zic, identificat și în urma acestui proiect, acestei hotărâri de Consiliu, va fi și cadastrat. Pe acest teren de 3,5 hectare ne dorim să dezvoltăm un parc fotovoltaic, ținând cont și de faptul că în perioada următoare, din surse de finanțare europene, vor fi alocate resurse pe diverse axe pentru a finanța așa ceva. Deci este un proiect de hotărâre care este de absolută nevoie, să zic așa, pentru comunitate. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. La punctul numărul 15 avem proiect de hotărâre privind participarea orașului Dărmănești la programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020, axa principală 11, măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor,
Obiectivul specific 11.2, măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale în vederea realizării obiectivului de investiții, înființare parc fotovoltaic în orașul Dărmănești, județul Bacău, inițiator primarul orașului Dărmănești. Proiect ce a primit aviz favorabil din partea Comisiei Juridice și Comisiei Buget Finanțe în cadrul ședințelor pe comisie. Aveți cuvântul, domnul primar. Sigur că mai devreme am vorbit de introducerea în domeniul privat și cadastrarea unei suprafețe de 3,5 hectare. La acest proiect de hotărâre facem un pas și mai serios și aprobăm participarea orașului Dărmănești în cadrul programului operațional Infrastructură Mare 2014-2020 la finanțarea unui parc fotovoltaic în orașul Dărmănești. Sigur că obiectivul nostru se numește înființare parc fotovoltaic în orașul Dărmănești în cadrul programului amintit. Aprobăm astăzi întocmirea unui audit energetic, pentru că sunt niște pași destul de, să zic, tehnici pe care trebuie să-i facem. După auditul energetic care ne lămurește care este consumul, care este nevoia pe care o avem de a produce energie electrică, vom face un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic unde trebuie să descărcăm această producție de energie electrică care rezultă din parcul fotovoltaic și aici știm foarte clar că avem nevoie de niște linii de medii tensiune. Dacă acele linii sunt, au disponibilitate de preluare a energiei electrice, deci sunt niște pași tehnici pe care trebuie să-i facem și suntem destul de fortuiți cumva de timpul scurt, pentru că pe 4 octombrie se deschide linia de finanțare și ne dorim foarte mult să depunem acest proiect, pentru că avem costuri foarte mari cu energia electrică, în special cea care ține de iluminatul public. Deci este un proiect absolut necesar. Sperăm ca să reușim să ne încadrăm cu termenele, să avem studiu, auditul energetic și un studiu de fezabilitate la timp pentru a reuși să depunem acest proiect. Dacă nu sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supuneți pe aprobare proiectul de hotărâre privind înființarea unui parc fotovoltaic. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul numărul 16, avem proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul orașului Dărmănești, aviz favorabil din partea Comisiei Juridice. Domnul primar. Avem stabilită regula încă de la constituirea Consiliului Local, în ordine alfabetică, urmează domnul consilier Milea Fănel, începând cu luna octombrie, da? Dacă sunteți de acord și nu sunt alte întrebări, supuneți la vot. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? Mulțumim. Mulțumim și domnului președinte. Mulțumim pentru cele 3 luni. La diverse câteva lucruri vreau să vă spun. În primul rând, aș vrea să reamintesc aici stadiul, evoluția proiectelor pe care le avem. Casa de Cultură, spuneam că astăzi vom semna și cred că când ieșim din ședință ne așteaptă reprezentanți cei care au câștigat licitația. Astăzi vom semna contractul pentru execuție cu termen de execuție 9 luni. Sperăm și ne dorim tare mult ca acest obiectiv care, la care am lucrat foarte mult în ultimii 3-4 ani de zile, să fie dus la bun sfârșit. Este vorba de aproape 3 milioane de euro în acest proiect. Sala de sport de la Liceul Tehnologic, constructorul merge într-un ritm destul de bun, deja s-au turnat fundațiile, la fel până la sfârșitul anului, dacă vremea ne permite, acest obiectiv va respecta graficul de execuție. Nu știu dacă ați trecut pe strada Minerilor, amenajăm acel izvor care ne-am tot propus noi de mai mult timp să-l amenajăm. Sperăm ca în 2 săptămâni să fie finalizat. Centrul Corp C2 în zona spitalului, clădire Corp C2, la fel are grad de realizare 90%, 2-3 săptămâni ar trebui să-l finalizăm. Centrul de zi pentru persoane vârstnice are grad de realizare 95% și la fel așteptăm montarea liftului și ce mai avem noi acolo. Sperăm
ca într-o lună de zile să închidem proiectul cu cele 7 străzi la asfaltare. Știți, 3 dintre ele deja am pus asfalt pe ele și vorbesc de Nemira, Chimiei și Arțarilor. Lucrăm în ritm destul de bun pe strada Stejarilor și maxim o lună de zile ar trebui să închidem și cele 7 străzi. Avem un pachet de alte 4 străzi la proiectare și am semnat contractul de proiectare, 30 de zile termen de finalizare a proiectării. Școala numărul 1, așteptăm avizul de la ADR și acolo văd că se întârzie foarte mult, înțeleg că sunt foarte multe proiecte și nu au personal suficient pentru a verifica proiectele. În mare, suntem cu toate obiectivele în graficul de execuție, la coada lacului cu extinderea rețelei de curent, mi-aduc aminte pe parcurs așa, acolo avem o solicitare din partea constructorului de reactualizarea prețurilor. Contractul este destul de vechi, de prin 2019-2020, și constructorul nu reușește să-și mai acopere costurile din ce a ofertat. Am solicitat acolo să ne vină cu reactualizare, să vedem ce înseamnă. Deci, în principiu, aceste obiective pe care le avem sunt în graficul de execuție și sperăm ca până la sfârșitul anului să închidem tot ceea ce ne-am propus. Dacă, eu știu, ar mai fi ceva de completat, săptămâna trecută am semnat la Ministerul Dezvoltării un proiect, am semnat contractul de finanțare, o creșă nouă la Dărmănești, este vorba de o creșă medie, știți că am aprobat-o aici în Consiliul Local împreună, am obținut 2,8 milioane de euro pentru construirea acestei creșe pe terenul din spatele poștii, acolo pe terenul de sport. Parcurgem etapele următoare pentru a declanșa tot ce ține de procedurile de licitație pentru execuție, iar șoseaua de centură, la fel săptămâna trecută am fost la București, este într-o fază avansată pentru semnarea contractului de finanțare. Mi s-au mai cerut niște clarificări, am răspuns imediat. Suntem acum în lucru la minister. Practic, dacă ni se mai cer ceva clarificări rapid, avem tot pregătit, rapid le transmitem, pentru a, dorința noastră este să semnăm în cel mai scurt timp și contractul de finanțare pe Anghel Salini, pe șoseaua de centură, obiectiv care, sigur, depășește 20 de milioane de lei. Cam astea sunt pe scurt, sau asta este o sinteză a principalor obiective pe care le avem în implementare la Dărmănești. Dacă sunt întrebări, dacă aveți ceva de... Vă rog. Am întrebat de asfaltare pe strada Chimiei. Acel capăt care trece peste strada Dumnezeu, ăla n-a fost prins în... Nu, ăla nu a fost prins în... Ok. Și legătura între Ștejarului și mine... Vom avea un contract separat, care vizează strada Mioriței. Aia e strada Mioriței, nu ține de Stejarului, da. Legătura între minerilor și Stejarului. Numai legătura aia. Deci va fi prinsă doar legătura aia. Încercăm să rezolvăm și extinderea Chimiei, cea care intersectează minerilor. Și aș mai vrea strada care duce la Biserica Părintelui Alexandrescu, Crinului, să o refacem. Deci astea sunt pe un proiect și vedem cum ne închidem cu cele 7 străzi pe un proiect separat, da, și să vedem și cele 4 străzi pe care le avem în proiectare și cât ne permite și vremea. Deci dacă mai sunt întrebări, vă rog. Vreau să întrebat de ce se întâmplă cu iluminatul public. Am văzut că... Da, iluminatul public începând de săptămâna asta va funcționa între ora seara, între ora 19:30 23, după care vom avea stins iluminatul până la ora 5 dimineața și va funcționa de la 5 dimineața până la ora 6:30 sau când se face ziua. Sunt câteva cartiere care au celule de aprindere, este vorba de cartierul Sălătru, cartierul Lapoș și Plopu. În cele trei cartiere am comandat deja ceasuri
pentru a schimba acele celule, că la celule nu putem interveni să facem programările astea. Vom schimba săptămâna viitoare și în cele trei cartiere celulele cu aceste ceasuri pe care le vom programa. Practic, costurile cu energia electrică au crescut de 400%, 500%. De asta v-am spus, facem această raționalizare că nu avem din ce să ne plătim. Ne vom bloca și într-o lună de zile vom avea stins iluminatul în tot orașul dacă nu facem această raționalizare. Sigur că încercăm să luăm alte măsuri coercitive vis-a-vis de furturi sau vis-a-vis de nu ne dorim creșterea gradului de infracționalitate. Vedem cum, unde ne situăm cu costurile, pentru că, repet, o factură pentru o singură factură. Noi avem multe puncte de aprindere, avem, cred că, 60-70 de contracte, puncte de consum, locuri de consum. Sunt 70 pe raza orașului Dărmănești plătite de primărie și pe un singur punct de consum, înainte m-am uitat, factura era 8.000 de lei, acum este 24.000 de lei. Deci, fără să facem altceva. De la 8.000 de lei, ieri a venit factura pe un punct, da? 24.000 de lei. Nu e vorba de un punct de iluminat public. Țineți cont că noi am schimbat toate lămpile, deci toate lămpile sunt, dacă n-am fi avut lămpi LED, cu siguranță nu ne... Și atunci încercăm restricționarea asta să vedem unde ne ducem cu componenta financiară. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Da. Stați un pic, că-i dăm. Vă rog. Poate găsim o soluție. Dacă tot devenim o stațiune turistică de interes local, poate găsim o soluție și în cartierul Sălătru cu reabilitarea un pic a gorilor alea. Cu siguranță, la Sălătru, noi avem o problemă pe care nu o putem gestiona. De trei ori s-a scos la licitație canalizarea. De trei ori. Nu s-a înscris nimeni, pentru că, și nu s-a înscris nu numai la Dărmăne, nu s-a înscris în, da? Pentru că costurile sunt foarte mari, înțeleg că nu s-au reactualizat acele devize la nivel de companie regională de apă. Constructorii au tatonat aceste licitații, nu s-au înscris. Avem o reală problemă, pentru că noi și vorbesc de județul Bacău, vom pierde toate aceste resurse financiare de la Uniunea Europeană, e vorba de peste jumătate de miliard de euro, alocați în extinderea rețelelor de canalizare și de apă în județul Bacău. Nu știu ce soluții vor găsi, pentru că noi am tot așteptat începerea acestor lucrări și sigur că n-am intervenit la... De aia ne-am și oprit cu asfaltul acolo la Lignum, pentru că va fi spart tot acel drum. Facem corecțiile astea. Am mai intervenit acolo la... Am mai intervenit la niște gropi. Noi mai trebuie să intervenim când am oprit. Deci le corectăm fără niciun fel de probleme, da? Eu cred că săptămâna viitoare, dacă nu plouă, vom face asta. Tot pe acest principiu, dacă ați văzut, în cartierul Sălătruc, înspre Izvorul Negru, am făcut și chiar acum lucrăm extindere rețea de apă de 1,6-1,7 km. Pentru că era prins în proiectul ăsta de extindere, dar dacă el nu va mai veni, cetățenii aia nu aveau apă. Și am hotărât împreună, am alocat resursele financiare, eu cred că într-o săptămână vom încheia extinderea aia de apă, ca cei care locuiesc acolo în zona Izvorului Negru să poată să aibă apă potabilă. Deci, corecțiile astea le facem cu siguranță săptămâna viitoare, ce sunt plombele respective, iar da, s-am mai lucrat la ele, iar dacă va începe această lucrare mare de canalizare, cu siguranță vom lua de la zero tot. Dar este un port care leagă ulița Berichem cu partea cealaltă a satului de Alu, care este complet... Știu, a venit cineva de la Plopu, este vorba de podul ăla de lemn, da, și sunt probleme acolo, să... Da. Deci fără probleme, știu, am și notat-o aia, căutăm niște dulap, ne trebuie niște dulap de scândură, de ceva, ca să putem interveni, știu. Acolo la legătura cu Borș. Da. Și mai e unii s-au terminat cu lucrările la canalizare sau la gaze, au fost în jos Sieneș. Deci, pentru lucrările de extindere rețele de gaze, dacă nu am intervenit, înseamnă că este încă în partea de perioada de probă.
toate șanțurile pe unde s-au introdus, drumurile pe unde s-au introdus conducte de gaze, au o perioadă în care stau în presiune. Am avut situații în triaj, când au înregistrat pierderi la presiune și o trebuie să dezgolim din nou. Deci nu cum intră în partea asta de recepție, intervenim cu niște piatră pe drumurile respective. Știu, sunt în Josen, sunt, nu mai știu, în Păgubeni. În Plop am avut. Deci, după ce constructorul introduce conducta de gaz, e o perioadă, nu știu, două săptămâni, nu știu cât au ei, în care această conductă trebuie să stea în presiune. După care vin cei de la Delgaz să preia obiectivul. Nu îl recepționează. Repet, am avut situații în care a pierdut presiune și din nou a săpat tot ca să vadă unde e problema. Deci nu durează mult și trebuie intervenit clar cu niște piatră. Dacă nu mai sunt întrebări, mulțumesc, domnule președinte, declarăm sesiunea închisă și o sfârșit de...